să înțeleagă că au pregătit de la început, sau a spus Gorbaciov sau cineva, îl împușcat pe Ceaușescu sau că scăpăm de... Nu! Dacă Ceaușescu ar fi cedat la una din aceste etape, nu ar fi avut toate evenimentele violente din decembrie. În primul rând, în 1986, la prima lor întâlnire, Gorbaciov a făcut primul gest, care e prima etapă. I-a pus în vedere Ceaușescu sub o formă protocolară, la nivel de șef de stat, și mă rog, din același lagă, să cedeze puterea. În 87 deja. Ceaușescu i-a spus că el a făcut perestroica, că nu are nevoie să mai deschidă, și nici s-a gândit la lucrul ăsta. Această carte, doamna Mihaela Ceaușescu, are un pasaj în care descrie venirea în iunie, dacă nu mă înșel, venirea la București a lui Marin Ceaușescu. Marin Ceaușescu îi spunea: Nicule, s-au înțeles și cei din est și cei din vest, au pregătit un scenariu stărăstoarne, nu le face jocul, cedează și pune-l pe Iliescu la conducere. Document du Monde, c'était quelques semaines avant le 14e congrès du Parti communiste roumain. Le Front du Salut National appelait alors les délégués au futur congrès à démettre Ceaușescu de ses fonctions. Tentativa de a-l îndepărta pe Ceaușescu prin mecanismul, prin scenariul care fusese aplicat tuturor țării socialiste. Care era scenariul aplicat? Păi scenariul era următorul. Se făcea o ședință, o manifestație în stradă, presiune, ca formă de presiune, incitată, profesionist. Se întrunea biroul politic al partidului și asta s-a întâmplat mai peste tot. Și acolo, omul Moscovei din birou politic spunea: Toașul Honecker sau Toașul, cum s-a întâmplat la Zhivkov, este mai bine să vă dați demisia, să găsim o altă formulă, și era îndepărtat printr-o acțiune în birou politic. Imaginați-vă că această acțiune s-a încercat și în România, începe exul din 17 decembrie. Este momentul când Ceaușescu, întâmpinând prima rezistență de la Dăscălescu, de la Gogu Rădulescu, de la numit sau Gogu Rădulescu, mai ales, avea un anumit ascendent față de Nicolae Ceaușescu, un fost ilegalist, cu funcții, cu așa cum răspunde. Ceaușescu se ridică și zice să vă alegeți alt secretar general și se duce să iasă. Și l-au, în sfârșit, femeile l-au dus înapoi. decembrie 89 Iașu. Și 30 decembrie 89 Plugușor. Acestea erau momentele în care pregăteau acțiunea, și acțiunea era pregătită și de francezi, și de americani, și de... Vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România. Mă adresez în această seară întregului popor al patriei noastre socialiste în legătură cu evenimentele grave care au avut loc în ultimele zile la Timișoara. Revoluția asta a românilor, așa cum este anumită revoluție, nu a început la Timișoara. Povestea asta, fraza asta, revoluția a început la Timișoara, este un fals istoric. Procesul revoluționar de care vorbim noi, revoluția, a început la Iași în 14 decembrie 1989. Acolo a existat un partid alternativ, Frontul Popular Român, cu o conducere bine structurată, cu rețele,
cu program politic. Primul program politic al Revoluției nu este nici ăla citit de domnul Iliescu la televizor, nu este nici cel de la Timișoara, al Frontului Democrat Român, ci este programul politic al partidului, al Frontului Popular Român de la Iași. Acolo am avut 6 lideri acestui partid arestați și cărora li s-a întocmit dosare de poliție politică. Ăștia n-au avut dosar că au furat mașini sau că ce a vrut să-i pună, de exemplu, Băcanu în spate, de drept comun. A avut dosar pe direcția de anchetă a securității pentru activitate, acțiune organizată, deci cu caracter organizat, împotriva statului socialist. De asta este legitimația de revoluționar, domnul Oprea. Nu bilețelele alea pe care le dădeau ei între ei. Asta e legitimația lui Casian Maria Spiridon de la Iași, al lui Pruteanu, al celor care a ținut acolo. În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale. În momentul decembrie 1989 se realizase o nouă dispunere a sferelor de influență și americanii, trimis la Malta, alte înțelegeri, au concedat lui Gorbaciov dreptul de a decide. Era la urma urmei sfera lui, a lui Gorbaciov. Obiectivul lui a fost clar. În primul rând, Nicolae Ceaușescu. Aproape că ceilalți nu mai contau în scenariu, din momentul în care acest obiectiv era atins. L-a și amenințat pe Ceaușescu la ultima întâlnire a pactului de la Varșovia pe 4 decembrie, 4 decembrie la Moscova. I-a și spus, dacă vei mai trăi, mă rog, fraza trebuie tradusă, că se pot interpreta. Să trăim până atunci. Dar ce vreau să spun? Pe de altă parte, americanii, ia cât am avut ocazia la Strasburg, în Biblioteca Consiliului Europei, am citit memoriile șefului CIA-ului, care răspundea de sud-estul Europei. Dacă era altfel, în acel moment, în decembrie 1989, toată lumea, el trebuia să afle undeva în zonă, nu la Berlin, și nu face nicio trimitere la ceea ce s-a petrecut la București. În schimb, aici erau alții. Erau, ca să spun, ca un amănunt până la urmă, și colegii noștri istorici care se plimbau, istoricii americani se plimbau prin piața Palatului. Dar șeful de zonă în CIA era la Berlin. Câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare. Casa Albă trimite către Congres, Agențiile de Presă și OSCE un document prin care se constată o stare gravă în România, uciderea unui număr mare de oameni, represiuni de mare amploare. Administrația americană solicită pe 19 decembrie 1989 o întrunire de urgență a OSCE și cere Franței și URSS să fie pregătite pentru a interveni în ajutorul noilor forțe democratice din România. Și acolo, la Biblioteca Mitterrand, am avut confirmarea bănuielilor mele că înțelegerile privind răsturnarea violentă a lui Nicolae Ceaușescu nu au avut loc între Bush și Gorbaciov, ci între Mitterrand și Gorbaciov, la întâlnirea de la Kiev din 6 decembrie 1989. Din desfășurarea evenimentelor și din declarațiile unor participanți la aceste evenimente. De exemplu, erau niște echipe de redegist cu refegist. Deci erau colaborare pe teritoriul României deja între refegist și redegist. Și ei acționau pentru racolarea celor tineri români care s-a promis pașaport, loc de muncă în străinătate. Și vreau să vă spun că anul trecut un grup ăsta de tineri care a fost astfel racolat și folosiți
m-au contactat la târgul de carte de la Franța și am mărturiile lor. Oamenii ăștia acum care trăiesc în Elveția au început să vorbească, să spună, domnule, uite cum am fost pregătit pentru a acționa în momentele alea în România. Bun. Deci, a fost, acțiunea a fost pregătită pentru mai multe orașe. Iași, Brașov, Târgu Mureș, Arad, Oradea, Timișoara și Cluj. Aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului și de a da semnalul unor asemenea acțiuni și în alte centre. Noi suntem în momentul de față în posesia unor documente fundamentale pentru a înțelege evenimentul. Este vorba de lucrări, de sinteza, de scenariu pe care l-a prezentat Comisia Bogomolov lui Gorbaciov privind răsturnarea regimului din România. Deci a existat un scenariu care conținea evaluarea situației și care spunea situația în România se agravează, Nicolae Ceaușescu refuză să părăsească puterea și atenție, există și aici este cheia intervenției sovietice din decembrie 1989. Există riscul, spunea Comisia Bogomolov și repet, Bogomolov era unul dintre asistenții personali și cu care de altfel Gorbaciov a lucrat toate răsturnările astea din Est. Și spunea, există riscul ca în primăvara anului 1990 să izbucnească România o revoltă populară spontană care va avea imediat următoarele consecințe. Ruperea României din tratatul de la Varșovia, deci scriau sovietice deja în februarie-martie 1989. 2. Îndepărtarea completă a României de sfera de influență sovietică și lansarea ei pe circuitul occidental și erau indicate Franța și Germania. Și populația din Timișoara cunoaște și a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc. Pentru a împiedica această revolta și evenimente din România trebuie controlate. Cu toate insistențele depuse timp de două zile de organele politice, de partid, de Consiliul Popular, de conducerile întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere. Telespectatorii trebuie să facă următoarea distinție între diversiune și lovitură principală. Diversiunea înseamnă, prin definiție, să distragi atenția de la lovitura principală pe care o pregătești într-un loc și să-l faci să se uite, să se îndrepte cu forțele și cu toate în altă parte și tu să dai impact. Asta înseamnă diversiune, pentru că îi distrage atenția și îl duci în altă parte. Timișoara se înscrie, îmi pare rău pentru revoluționarii autentici, cei puțini, pentru că am avut și revoluționari autentici, dar puțini la Timișoara. De atacare a instituțiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unități militare. Este și motivul pentru care am avut de a face cu o subversiune internațională, adică o acțiune pe care serviciile speciale sovietice au negociat-o cu serviciile din Statele Unite, din Franța, din Germania și care se află la originea acelei campanii de presă pe care noi nu știam decât o auzeam pe la Europa Liberă de demonizarea lui Ceaușescu și din păcate și a României și a poporului român, pentru că atunci a fost lansată povestea cu mămăliga care nu face explozii. Ori în momentul în care citeai presa de la Budapesta sau presa din Germania, mai puțin presa americană, și aici este un amănunt tulburător legat de presa americană pe care l-am descoperit. Deci, în momentul în care citești și vezi toate poveștile aia cu Dracula, deci toată această imagine catastrofală care a fost proiectată României, pentru că nu se mișca să-și răstoarne pe Ceaușescu. Toată această imagine s-a conservat. Ea nu a dispărut. Este o întreagă legendă, o poveste, că prin revoluție și prin eroi cu popor român a dispărut imaginea negativă a României, când imaginea negativă a României a fost marcată pentru totdeauna, din păcate, de secvența de la Târgoviște
cu cele. Gândiți-vă, și vă rog pe telespectatori să gândească câte execuții de președinți de stat au auzit sau de șef de stat au văzut vreodată. În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unitățile militare au răspuns prin focuri de avertisment, au fost obligate să se apere, să apere ordinea în întreaga țară. A fost pregătită această acțiune pentru că Nicolae Ceaușescu rezista. Spre deosebire de alți lideri comuniști care încercau tot felul de subterfugii, cum a fost, de exemplu, Jivco, cum a fost Honecker, unii mai încercau să reziste, alții care au cedat, Nicolae Ceaușescu se opunea. Motivele pentru care se opunea Ceaușescu erau în primul rând personale și aici ne oprim din nou la problema personalității, rolului personalității. Nicolae Ceaușescu a greșit grav față de poporul român și în particular față de armată, pentru că prin actele sale, prin ordinele sale, el a expus armata, această instituție considerată fundamentală a statului, această instituție despre care oricum se lansaseră niște prostii în presa socialistă despre răscoala 1907 și noi astăzi putem demonstra că lucrurile nu sunt așa, că nu sunt 10.000 de țărani morți și așa mai departe și că povestea aia cu armata care a tras în țărani este o chestie socialistă inventată în bună măsură. Deci armata acestei țări a suferit un șoc de imagine cum... Organele de ordine, procuratura, au efectuat și continuă să efectueze cercetările. Se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare imperialiste. În ședința NATO, a șefilor de state NATO, care a avut loc în noiembrie, să știu, noiembrie 1989, conducerea NATO, deci reuniunea șefilor de state NATO, au hotărât să repartizeze problematica României Franței. Franța a fost statul occidental căruia s-a repartizat problematica României. Și în numele NATO, dar și în nume personal, Franța este cea care a negociat cu RSS schimbarea de regim și schimbarea lui Ceaușescu în România. Ăsta e și motivul pentru care la întâlnirea de la Kiev de la 6 decembrie 1989 Mitterrand a și plusat că avem acum mărturia asta extraordinară oferind sprijin militar. Iredentiste, șoviniste și cu servicii de spionaj din diferite țări străine. Scopul acestor acțiuni antinaționale provocatoare de a crea condiții de dezmembrări teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialiste. Deci, această subversiune s-a declanșat. Și sigur că au fost structurile specializate, de care primul în cele sovietice, care au pregătit debarcarea Nicolae Ceaușescu. Nu întâmplător, postul de radio de la Budapesta și din alte țări au declanșat încă în cursul acestor acțiuni antinaționale teroriste o campanie deșanțată de ponegrire, de minciuni împotriva țării noastre. Acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
În dimineața de 22 decembrie la 6:30, Ilie Ceaușescu l-a trezit pe Nicolae Ceaușescu și i-a cerut, din nou, el a cerut Ilie Ceaușescu avea ideea unui guvern. Deci partea de executiv, să se constituie un guvern condus de Ion Iliescu. Și Elena Ceaușescu și de această dată a intervenit cu scandal și l-a gonit și pe ăsta și pe Ilie Ceaușescu. Și într-o anumită măsură, Nicolae Ceaușescu, care pierduse mult din luciditate și din capacitatea de a gândi corect în acea perioadă, era și nedormit, era și în criză diabetică, loc și da. Ia cele mai nenorocite decizii pentru care în istorie răspunde. După discuția violentă pe care a avut-o cu fratele său, Ilie Ceaușescu, care i-a cerut, ca și Marin Ceaușescu, să formeze un guvern sub conducerea lui Ion Iliescu, și după mini-ședința de la ora 8, pe care nu s-a știut, dar la ora 8 dimineața a avut loc o ședință a lui Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu, cu câțiva din membrii CPS, cu Geanu Vlaci, cu Posternicu și Milea, în care i-a cerut lui Mirea să-i prezinte un raport asupra situației unităților de blindate pe care le ceruse Ceaușescu încă de dimineață de vreme, să fie aduse din apropierea București. Milea a încercat să dea un raport, de altfel era într-o stare de epuizare și nedormit și neara și transpirat și obosit, într-o stare jalnică, așa cum îl descriu, inclusiv prin mărturile consemnate în dosarele Posternic cu Geanu Vlad și ceilalți care au fost arestați după aceea. Și se bâlbâie, este incoerent, confundă la un moment dat Oltenița, de unde venea o unitate militară, cu șoseaua Olteniței. Nicolae Ceaușescu are un acces de furie, îi strigă: nu ești în stare să raportezi comandantului suprem, trebuie comandantul suprem să spună ție ce trebuie să faci, și îl dă afară din încăpere, strigându-i: marș și adu tancul. Milea se duce, știm acum traseul lui, se duce sus, cere o coală de hârtie ca să scrie un ultim cuvânt, cere arma de la maiorul Marius Tufan și se încearcă să autorănească pentru a se scoate din joc. Glonțul lovește artera pulmonară, face hemoragie și mare. Nu s-a împușcat nici în inimă, cum s-a acreditat ideea cu împușcat în inimă. El a încercat să autorănească, eu am văzut bine dosarul. Nu putea, nu vrea să execute ordinul Ceaușescu, pentru că ordinul Ceaușescu erau de aducerea unor trupe de blindate proaspete din teritoriu care să tragă în muncitor, pentru că de la ora 3 noaptea a început să se miște platformele industrie, schimbul 3 de la întreprindere. Și Ceaușescu fusese informat de Dincă și apoi și de alții că se mișcă muncitorimea din București. Și Ceaușescu, împotriva muncitorilor, să spunem foarte clar, aia care spunea că sunt conducerea statului și Partidul Comunist se întemeiază cu el, muncitorii care îl iubeau pe el și toate poveștile pe care le spunea, împotriva muncitorilor, Nicolae Ceaușescu i-a cerut lui Mirea să folosească aceste coloane de blindate aduse din localități din apropierea București. Mirea n-a putut să facă acest lucru. Sigur, ne aflăm după represiunea de la baricadă. Și s-a împușcat, cum spunem, s-a sinucis. Din acest moment, Nicolae Ceaușescu intră în panică. Avem șansa să știm exact ce s-a întâmplat, pentru că el, intrând în panică, a lăsat ușile de la biroul lui deschise. De frică, s-a lăsat ușile de la cabinet deschise. Astfel încât avem patru ofițeri din direcția 5 care îl păzeau, care sunt martori. Nicolae Ceaușescu cere imperios aducerea lui Stănculescu. Acesta se prezintă în jurul orei 10 fără 10, se prezintă în civil și cu piciorul în ghips. Pe casă din piață unde se întâlnise cu Petre Roman, e mărturia de Petre Roman. A fost în piață în mulțime și formă s-a Deci vine cu piciorul în ghips,
Ceaușescu îi comunică de față cu toți cei care v-am spus cu Martov. Te-am numit ministru apărării, preia conducerea trupelor și opriți manifestația. Tăgulescu se deplasează mai întâi la grupa operativă, pentru că acolo avea o grupă operativă Ceaușescu, de general și ofițer de la Birou Operații, Poziția Operație Marelui Stat Major, cu care operase toate mișcările trupelor, inclusiv represiunea de la baricade. Deci general Eftimescu, care era ajutorul șefului Marelui Stat Major, venise generalul Voina începând cu ora 9, comandul armatei întâia, alți ofițeri care lucrau pe hartă, toate mișcările astea ale represiunii din noaptea de 29-22. Între ora 3 și 4, 45 sau 4.30, fusese în sediu și viceamiralul Ștefan Dinu, șeful DIA, care adusese informații de ultima oră despre ce se întâmplă în jurul țării. La noi urma să aibă loc o schimbare de regim. Noi am prezentat șeful Marelui Stat Major și ministrului apărării. Ministrul apărării era generalul Mile. Și Ceaușescu îl numește pe Stănculescu. Stănculescu zice la această grupă operativă, se interesează unde se află trupele. Și se dă raportul, în primul rând, să fie foarte clar. Stănculescu este recunoscut în calitate de ministru prin numirea verbală pe care a făcut-o Ceaușescu. Cei de acolo i-au recunoscut autoritatea de ministru Stănculescu. Deci există tot felul de povești că Stănculescu îmbradă capul lui și... Nu, a fost imediat recunoscută și acceptată calitatea sa de ministru, de comandant al armatei. I s-a dat raportul asupra locurilor în care se află. Cea mai avansată era tocmai coloana de trupe care venea de la Oltenița, fusese pe șosea Oltenicii, se apropia de viilor, de belul viilor. Și s-a deplasat atunci la etajul 6, unde era grupa de transmisiuni condusă tocmai de acel major Tufan, cel a cărui armă a luat-o Milea și s-a împușcat. Și din acest moment, care este ora 10 și 7 minute, printr-o înțelegere între Stănculescu și Tufan, care avea legătura cu coloanele, cu trupele, în loc să aducă trupele în centru, cum îi cerea Ceaușescu, să înconjoare și să execute foc, le ordonă să se întoarcă, să oprească și să se întoarcă în cazan. Din această clipă începe lovitura de stat militară dată de Stănculescu. Pentru că n-a ascultat de ordinele comandantului. Mai mult decât atât, ia trupele și le întoarce. 10 și 7 minute este ora la care, numit ministru al apărării, general Stănculescu începe să dea ordine împotriva lui Nicolae Ceaușescu. De care credeți că a fost momentul în când general Stănculescu s-a hotărât, iată, cum spuneți dumneavoastră, să pună ora H pe lovitura de palat? La momentul în care și-a pus piciorul în ghips? Între ora 10 și 7 minute și 10.30 sunt 5 ordine succesive ale generalului Stănculescu pe care el le transmite folosind indicativul secret, indicativul cod rondoul al lui Mirea. Trupele nu știau că ordinul le vine de la Stănculescu. Erau convinși că ordinul le vine de la Mirea, pentru că Stănculescu a folosit, în înțelegere cu Marius Tufan, a folosit indicativul lui Milea, rondoul. Și le venea, am văzut ordine, că venea, rondoul ordonă. Nu se trage, se parlamentează cu manifestanții. Rondoul, vă întoarceți în cazări. Unitățile aduse din teritoriu se deplasează la cazările din Oltenița și se cazează acolo. Ceaușescu cerea și aștepta ca aceste unități să vină. Stănculescu dădea ordinele invers. Mai mult decât atât, ce este mult mai important, în ordinele pe care le-a dat Stănculescu a fost și îndepărtarea transportoarelor blindate, a companiei de transportoare blindate, care păzea CC-ul. Deci au fost îndepărtate și blindatele care înconjurau, mai erau încă în piață și păzeau păziseră CC-ul în acea dimineață. Și care liberă manifestanții? În acel moment, așa se explică de ce lumea a intrat în piața Palatului, n-a întâlnit nicio rezistență. Mulțumite generalului Stănculescu. Stănculescu a îndepărtat toate aceste forțe. Între timp, deci în timp ce generalul Stănculescu se afla la etajul 6, și avea această înțelegere cu grupa de la transmisiune și cu acest ofițer, cu maiorul Tufan, Nicolae Ceaușescu, nerăbdător, văzând că nu se întâmplă nici timp pe unde este,
face apel la cei de la grupa operativă, unde la comandă se afla generalul Eschimescu. Repet, ajuntul șefului Marea Sfântului, ajuntul lui Gușă. Și căruia cere să găsească o soluție de evacuare, de ieșire din clădire. Deci Ceaușescu a cerut. Ceaușescu a cerut. Asta se întâmpla în jurul orei 11 fără ceva. Grupa operativă, cei de acolo, ofițeri de acolo, planifică repede pe o hârtie o manevră de acest tip. Două transportoare blindate, de aceea de transport militar. Adică sunt niște transportoare care transportă trupe înăuntru și au niște chepenguri mari în spate. Să se apropie de scările de la CC actualul Senat. Se apropie cu spatele și cu chepengurile deschise, să fie flancate în dreapta și în stânga de trupe de infanterie înarmate în poziție de tragere culcat și în genunchi. Și membrii CPX-ului, Nicolae Ceaușescu și cu membrii CPX-ului care se mai găseau în clădire, să fie evacuați cu aceste două transportoare blindate. Urmând ca ele și trupe respectivă să treacă prin mulțime, de să ne înțelegem. Ele nu puteau trece decât prin foc, deci omorând sau strivind oameni. Nu putea să treacă altfel pentru că piața se umplea. Era deja plină. Și acest plan a eșuat, de ce? De exemplu, în documentarul comandantului armatei Antilia, documentarul caietul de note al comandantului armatei Antilia, Zona, toate aceste mesaje disperate de căutarea taburilor din fața Ceceului apar. Mai e recutare, veniți în fața la Cece, tabu nu știu care, trageți în fața la Cece. Deci toate aceste ordine disperate continuă. După ordinea acelea lui Stănculescu, vin ordinele astea. După care iar apare ordinea lui Stănculescu Rondou. Nu se trage, nu se apropie nimeni. Generalul Stănculescu coboară și îi oferă, deja lumea era în piață, să ne înțelegeți. Îi oferă lui Nicolae Ceaușescu. Hai să spunem că a fost vorba de un subterfugiu. Îi oferă posibilitatea de a se deplasa, de a pleca cu elicopterul la un centru. El spune că ca să-l abandoneze. Nu. I-a spus că îi oferă posibilitatea de a pleca cu elicopterul la unul din centrele de comandă care existau în țară. În țară, în acel moment, existau trei centre de comandă, adică trei locuri, niște buncăre de astea, în diferite locuri din țară, eu am și văzut câteva, de unde comandantul suprem și general comandanții puteau conduce toate forțele din țară. Toată armata țării putea fi condusă din astfel de centre de comandă. Ceaușescu a spus, nu, eu sunt comandantul forțelor armate, așa pronunța, forțile armate, nu spunea forțele armate, eu sunt comandantul și sediul comenzii este aici în CC. Și a refuzat plecarea. A cerut, Elena Ceaușescu a cerut, e adevărat, baricadarea intrării. Le-a cerut celor de la direcția 6 să baricadeze intrarea de la CC până unul. Și au dus ofițerii de la direcția 5, niște mese, niște scaune, au pus acolo, numai că a apărut generalul Vlad, care le-a spus, măi, puneți-le, dar să le puneți în așa fel încât să le putem da de o parte să deschidem ușa. Foarte interesant. Mai mult decât atât, în momentul de față suntem în posesia unor documente și este vorba de radiogramele Ministerului de Interne, unde, prin absența generalului Nuță și a lui Postelnicu, iertați-mă, care era în clădirea CC și era și izolat informațional, la comanda Inspectoratului General al Miliției și, practic, a Ministerului de Interne, pentru o perioadă de timp, vine generalul Romeo Câmpeanu. Între generalul Romeo Câmpeanu și generalul Iulian Vlad a avut loc o convorbire telefonică începând cu ora 10, în care generalul Vlad i-a atras atenția că a ordonat deja trupelor sale să nu execute foc și să treacă de partea manifestului. Să ne înțelegem, noi vorbim de ora 10, 10 și nu când Ceaușescu era în clăr CC. Deci ordinele generalului Vlad erau în același sens cu ordinele generalului Stănculescu. Dar independentul. Independent. E posibil ca generalul Vlad, pentru că avea un centru de comunicații la direcția 5 în clădirea CC, să fie aflat. E posibil și asta, nu știm. Dar e posibil să vorbiți înainte. E posibil. Deci este clar că se pe două canale, cel militar, pe ministrul apărării și mai este un aspect care trebuie înțeles și din punct de vedere formal. În absența ministrului de interne,
La conducerea Ministerului de Interne venea ministrul secretar de stat, iar ministrul secretar de stat era șeful Departamentului Securității, generalul Vlad. În această calitate l-a sunat pe Câmpeanu și în această calitate, că nu trebuie să fabulăm, noi aveam de-a face cu niște ofițeri, înalți ofițeri, general, care îți dea ordine, era obișnuit cu lucrurile astea, în această calitate, dar și datorită relației personale deosebite, că aveau prieteni, Ioanul Câmpeanu cu Vlad, ei s-au hotărât să, ca Ministerul de Interne, să emită un comunicat către toate inspectoratele de miliție din țară, și către miliție și către, prin care se trece de partea manifestațiilor, se apără sediile, există niște convorbire telefonice între Vlad și generalul Câmpeanu, Romeo Câmpeanu, au stabilit textul final, pentru că am dat, de exemplu, cei de la internet scriseseră să apără cu fermitate. Și Vlad i-a comunicat pe telefon, scrie, se apără conform legii. Deci a existat un schimb astfel că în jurul orei 10:30 această radiogramă a fost trimisă în tot teritoriul, în toate structurile Ministerului de Interne. Se declanșează, repet, noi avem de-a face cu o lovitură militară dată în clădirea CC, dar, și aici trebuie subliniat, pe fondul declanșării revoltei populare. Deci, noi nu vorbim de o lovitură militară determinantă, care are o inițiativă și care hotărăște să îndepărtească. Noi vorbim, în primul rând, de o revoltă populară care s-a declanșat în noaptea de 20, deci în dimineața de 22, începând cu ora 3, ea a avut și un episod la Brașov în aceeași noapte, un grup de aproximativ 500 de oameni s-a deplasat noaptea la ora 2, mai devreme decât Bucureștiu, în centru, nu știu dacă cine știe Brașov, unde era înainte casa de modă pe colț acolo și acum este o bancă. Deci înainte de a se intra pe strada spre piața satului, unde era hotelul Postăvar, au considerat că sunt prea puțin și s-au întors să cheme schimbul 3 și schimbul 1, care urma să vină după ora 5, pentru a fi mai mulți, astfel că la ora 7:40 dimineața, în rapoartele Armatei I, în registrul de informații la Armatei I, apare că la Timișoara, la Brașov, iertați-mă, deja erau 25.000 de oameni în stradă. Deci este vorba de declanșarea unei revolte populare, consecință a represiunii ordonate de Ceaușescu la București și consecința informațiilor care le auzea majoritatea la Europa Liberă. Nu, la Europa Liberă, care transmisă noaptea non-stop. Și cu adevărurile și cu exagerările de rigoare. Dar astea sunt cele două. Și al treilea element este că mulți dintre participanții la baricadă s-au deplasat pe platformele bucureștene și au mobilizat. De exemplu, Sergi Nicolaescu este cel care a adus pe cei din zona Grivița, de la Grivița Roșie. De Dani Iosif și cu alții s-au deplasat pe cei de la 23 august. Deci, așa s-a declanșat revolta populară și paralel cu ea, dar la fel de importantă este declanșarea discretă, necunoscută până acum când o să fie probată, lovitura de stat militar. Lovitura de stat militar a continuat printr-o înțelegere între generalul Stănculescu, comandantul aviației militare, generalul Rus, și generalul Neagoe, comandantul direcției a 5. În acel moment are loc o înțelegere între Stănculescu, generalul Neagoe și generalul Rus pentru evacuarea lui Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu nu a fugit din sediul CC. Nicolae Ceaușescu a fost evacuat din sediul CC. Dacă a făcut cea mai mare greșeală posibilă, a fost aceea când a plecat cu elicopterul după Comitetul Central. A fost un dezertor și pentru mine și pentru toată lumea. Și pentru unitatea mea și pentru armată, pentru toată lumea. Deci dezertarea lui nu putem să o spunem decât că a fost un dezertor. Nu ne-am făcut fugi. Ce sunt de prêtres. Que nous avons devant nous. Și evacuarea lui s-a făcut și cu acordul lui la un moment dat, cu acordul generalului Neagoe, pentru că
nu putea, de exemplu, să comande elicopterele, dofenele, elicopterele lui Ceaușescu, decât cu acordul celor doi. Stănculescu, da? Stănculescu a luat legătura cu rușii și a pus la dispoziția acestea. N-a putut ateriza pe acoperiș decât un singur elicopter. În momentul respectiv, cei de la direcția 5-a au degajat scaunele și toate obstacolele de la ușile de la intrare în clădire. Niște copii, niște puși, niște țigănuși au spart niște geamuri. Dacă vă uitați la senat, niște geamuri laterale pe care au spart și au intrat câțiva înăuntru. Iar ușile, pentru că ele, aici era o chestiune, mulțimea împingea, dar ușile se deschideau. Eu am trebuit să verific toate lucrurile astea. Ușile se deschideau spre în afară. Și atunci a trebuit să intervină cei de la direcția 5-a pentru a le putea deschide ușile să intre înăuntru. Și bătuți de ofițeri și de oameni în civil. Trebuie să fim foarte atenți cu armamentul și cu muniția. Să nu ajungă pe mâna oricui. Să fie numai oameni responsabili care să nu facă vreun parte. Fereastră, toate ușile, toate ușile. Așa o să facem. Așa este. Să nu ajungă armamentul. Așa este, da. Duc cu doi oameni de sus până jos, punem toate cartușile și toate munițiile și vine un pluton de soldați să le ia să-l prezinte la un perfect. Așa este, da. Trebuie să fie reprezentat și din partea noastră. Și din partea noastră. Reprezentați armata și civil. Și ce vă rog? Vă sigur, nu legitimația și voi le-am văzut prin dânsia. Lăsați-mă, vă rog. Suntem un grup de persoane. Sigur. Și Ceaușescu și apoi Postelnicu a transmis ordin de a se trage, Vlad la contramandat a dat ordin să nu se tragă, Jean-Luc Vlad. Un tânăr care este sus pe clădirea CC, unde scrie trăiască Partidul Comunist Român, cu drapelul în mână. Acel tânăr a fost, l-am identificat, se numește Daniel Făcuraru, muncitor la Energo Reparații în acea perioadă, este cel care a dat jos drapelul, pentru că drapelul ăla era pe catarg. Cel care a dat jos drapelul, apoi a și spart din lozinca aia, a frutulat drapelul. Și este cel care a urcat pe acoperiș, luând o armă de la, abandonată de un ofițer de la direcția 5-a în cabinetul 1 al lui Ceaușescu. Armă cu care a urcat pe etaj și a atras după elicopter. Este cel care a atras. Știți că la un moment dat a apărut această informație că cineva a atras după elicopter. Băiatul ăsta a atras după elicopter. Ascunzându-se în gândit, focul a fost complet nedirijat, deci n-a fost. Doi ofițeri din direcția 5 au ripostat, trăgând, nu în oameni, ci într-un parapet ca să-i sperie, și în aceste condiții a putut decola elicopterul. După decolarea elicopterului, există două ordine care s-au emis la comandamentul aviației, care, sigur, interpretarea lor, părerea mea este că e foarte simplă. Este un ordin prin care s-a interzis ridicarea oricărei aeronave în spațiul aerian al României, ridicarea sau intrarea oricărei aeronave în spațiul aerian al României, după care un ordin de doborâre, de altfel atunci când interzici
zborurile în spațiu aerian, ordinul de doborâre a oricărei aeronave care intră în spațiu aerian este automat. Dar exista și acest ordin de doborâre. În acel moment, în singura aeronavă care se afla era elicopterul Ceaușescu. S-au desfășurat lucrurile în acest fel. Nu știu, mie nu mi-apare clar care a fost, pentru că ei s-au chemat complotiște, clar. Că? Care a fost voința complotiștilor ca, indiferent sau cu acordul Revoltei Populare, să facă lovitura de stat. Pentru că a te aștepta mereu, a cooperea cu Revolta, este una care aveau nevoie de acel happy end la care se referă cei care sunt maestri ai aceste manuale, și altceva este ceea ce a ieșit. Avem șansa și neșansa următoare. Ceaușescu a fost scos din joc, a fost scos din Comitetul Central. După mine, ora 12:05, 12:10, 12:09 minute, așa, ora când decolează. Ora care apare și pe ecran în momentul când elicopterul pleacă. Este momentul loviturii de stat. Gorbaciov îi spunea lui Honecker la 6-7 octombrie la Berlin, cei care sărbătorirea celei de-a 40-a aniversare a Republicii Democrate Germaniei, de fapt ultima sărbătoare, care nu înțelege că istoria nu iartă pe cei care se opun. Ceaușescu era de față. De la balconul Comitetului Central, Petre Roman, viitorul prim-ministru al țării, se adresează mulțimii. Stănculescu de la CC pleacă, el nu e recunoscut pentru că era civil, repet, și ajunge în sfârșit cu peripeții la Ministerul Apărării Naționale. Avem mărturiile ofițerilor de acolo. Foarte recent am citit și mărturia viceamiralului Dino, care a scris o carte în 10 exemplare adevărat, este o carte cu tiraj confidențial, am reușit să intru în posesia ei și o e foarte interesantă. Își preia postul și funcția de ministru al apărării Stănculescu. Și subliniez de ce, pentru că sunt tot felul de povești că nu l-ar fi recunoscut, că n-ar fi avut autoritate. Nu, Stănculescu își preia, se instalează în cabinetul lui Milea, preia conducerea Ministerului Apărării Naționale și la ora 13:30, ora este importantă, emite primul document. Da. Asta așa. Nota telefonică numărul 38, în 22 decembrie, ora 13. Și vă rog să urmăriți cu atenție textul. Unitățile militare de pe întreg teritoriul țării se retrag în cazări, în ordine și calm, fără a se lăsa provocate, dezarmate sau dispersate. Unitățile militare care sunt angajate în fața sediilor Comitetelor Județene de Partid vor calma spiritele fără să tragă, subliniez din nou, după care se retrag în cazări. În unități se va organiza apărarea cazărmilor și a tuturor obiectivelor militare. Semnat general locotenent Atanase Stănculescu. Deci, atenție, este un ordin general pentru întreaga țară de retragere a trupelor în cazări. Ora 13:30. Acest ordin fusese întocmit mai devreme. E ora la care îl semnează. 11:11. În momentul ăsta provizoriu. Să comunicăm cu mulțimea. Să-i liniștim, domnule. Acum treci pe filtrul 1. Filtrul 2. Până la această oră s-a petrecut însă un lucru foarte important. Și anume, a început emisia la televiziune. Adevărul! Adevărul!
pentru a permite organizarea vieții libere. Dacă s-a făcut prima până acum, trebuie să... Sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. O să vă cunoască. O să... deci trebuie neapărat, să ne organizăm într-un comitet de salvare națională. Est-ce que vous avez participé au choix des membres du tribunal? Non. Non. Există documente care atestă în mod cert lovitura de stat militar dată de Stănculescu. Armă cu care a urcat pe etaj și a tras după elicopter. Este cel care a tras. Știți că la un moment dat a apărut această informație că cineva a tras după elicopter. Băiatul ăsta a tras după elicopter, ascunzându-se în vânt, focul a fost complet nedirijat, deci n-a fost. Doi ofițeri din direcția 5 Aurii postat trăgând, nu în oameni, ci în, într-un parapet ca să-i sperie, și în aceste condiții a putut decola elicopterul. După decolarea elicopterului, există două ordine care s-au emis la comandamentul aviației, care, sigur, interpretarea lor, părerea mea este că e foarte simplă, este un ordin prin care s-a interzis ridicarea oricărei aeronave în spațiul aerian al României, ridicarea sau intrarea oricărei aeronave în spațiul aerian al României, după care un ordin de doborâre, de altfel, atunci când interzici zborul în spațiul aerian, ordinul de doborâre a oricărei aeronave care intră în spațiul aerian este automat. Dar exista și acest ordin de doborâre. În acel moment, în singura aeronavă care se afla în aer era elicopterul Ceaușescu. Așa cum s-au desfășurat lucrurile în acest fel, nu știu, mie nu mi-apare clar care a fost, pentru că ei s-au chemat complotiști, clar. Care a fost voința complotiștilor ca, indiferent sau cu acordul Revoltei Populare, să facă lovitura de stat. Pentru că a te aștepta mereu, a coopera cu Revolta, este una, că aveau nevoie de acel happy end la care se referă cei care sunt maestri ai aceste manuale, și altceva este ceea ce a ieșit. Avem șansa și neșansa următoare. Ceaușescu a fost scos din joc, a fost scos din Comitetul Central. După mine, ora 12:05, 12:10, 12:09 minute, așa, ora care apare și pe ecran în momentul când elicopterul pleacă. Este momentul loviturii de stat. Gorbaciov îi spunea lui Honecker la 6-7 octombrie la Berlin, sărbătorirea celei de-a 40-a aniversare a Republicii Democrate Germaniei, de fapt ultima sărbătoare. Care nu înțelege... Că istoria nu iartă pe cei care îi se opun. Ceaușescu i-a de față. De la balconul Comitetului Central, Petre Roman, viitorul prim-ministru al țării, se adresează mulțimii. Stănculescu de la CC pleacă, el nu e recunoscut pentru că era civil, repet, și ajunge în sfârșit cu peripeții la Ministerul Apărării Naționale. Avem mărturiile ofițerilor de acolo. Foarte recent am citit și mărturia viceamiralului Dino, care a scris o carte în 10 exemplare, adevărat, este o carte cu tiraj confidențial, am reușit să intru în posesia ei și o e foarte interesantă. Își preia postul și funcția de ministru al apărării Stănculescu. Și subliniez de ce, pentru că sunt tot felul de povești că nu l-ar fi recunoscut, că n-ar fi avut autoritate. Nu, Stănculescu își preia, se instalează în cabinetul lui Milea, preia conducerea Ministerului Apărării Naționale și la ora 13:30, ora este importantă, emite primul document. Da.
Asta este. Nota telefonică numărul 38, din 22 decembrie, ora 13. Și vă rog să urmăriți cu atenție textul. Unitățile militare de pe întreg teritoriul țării se retrag în cazări, în ordine și calm, fără a se lăsa provocate, dezarmate sau dispersate. Unitățile militare care sunt angajate în fața sediilor Comitetelor Județene de Partid vor calma spiritele fără să tragă, subliniez din nou, după care se retrag în cazări. În unități se va organiza apărarea cazărmilor și a tuturor obiectivelor militare. Semnat general locotenent Atanase Stănculescu. Deci, atenție, este un ordin general pentru întreaga țară de retragere a trupelor în cazări. Ora 13:30. Acest ordin fusese întocmit mai devreme. E ora la care îl semnează. Nu, la 11. Ușor, cereți liniște acolo. La 11, nu, la 11. Știu, director. N-ai nicio grijă, domnule. Stați liniștiți. Suntem români cu toții. Suntem români. Stați liniștiți, domnule. Nu mai liniște și pace să liniște. Șeful nostru, vă rog, unde tot este omul cel mai bun. Timpul este scurt, tovarăși. Da, domnule. Să trecem la fapte, la treabă, mai bine zis. Deci, avem nevoie să puneți televiziunea la dispoziție. Domnule, timpul este scurt. Mulțimea este afară. Vă rog să se instaleze de urgent, acum, în momentul ăsta, două... Da, provizoriu, să comunicăm cu mulțimea. Să-i liniștim, domnule. Acum treci pe filtrul 1. Filtrul 2. Filtrul 2. Filtrul 2. Filtrul 2. Până la această oră s-a petrecut însă un lucru foarte important, și anume a început emisia la televiziune. Organizarea vieții libere. Prima până acum. Sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. O să vă cunoască. O să... Deci, trebuie neapărat să ne organizăm într-un comitet de salvare națională. Există documente care atestă în mod cert lovitura de stat militară dată de Stănculescu.